Mircea Badea a recunoscut că fiul său, Vlăduț, este o sursă continuă de inspirație și învățare. Impresionat de inteligența și bunătatea copilului său, realizatorul a spus: "Pot spune că învăț extrem de multe de la copilul meu, pentru că este foarte deștept, clar nu seamănă cu mine." Jurnalistul a evidențiat o trăsătură remarcabilă a lui Vlăduț. "Nu are nicio moleculă de răutate în el și nu că îl percep eu așa, dar chiar așa este. Pot să fac o evaluare obiectivă." Mircea Badea consideră că natura umană are un impact major asupra personalității copilului, dar și mediul în care acesta crește este esențial. Venirea pe lume a fiului său a schimbat complet prioritățile lui Mircea Badea. El a mărturisit că responsabilitatea pe care o simte ca tată îl copăleșește uneori. "M-a schimbat extrem de mult. Responsabilitatea resimțită este vecină cu panica. În legătură cu mine, nu am nicio teamă, dar când vine vorba de el, mă panichez foarte ușor." Jurnalistul a recunoscut că uneori protecția sa excesivă devine deranjantă. "Îl întreb deseori dacă își dă seama cât îl iubesc, iar răspunsul lui este simplu: da, tati, uneori prea mult." Mircea Badea a explicat că aproape fiecare decizie pe care o ia este influențată de impactul pe care l-ar putea avea asupra fiului său. "Sunt într-o stare de semi-alertă permanentă, care mă epuizează, dar o fac din iubire," a declarat jurnalistul. Realizatorul este conștient că această atitudine poate deveni enervantă pentru fiul său pe viitor, dar consideră că este un reflex natural al iubirii părintești. Interviul exclusiv acordat în cadrul emisiunii menționate mai sus scoate în evidență latura sensibilă a jurnalistului, sublinind dragostea necondiționată pe care o are pentru fiul său. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.